dumneavoastră? Ce funcție? Nu, ce studii ai dumneavoastră? Care e problema? Nu, ce studii ai? Păi cum mă întreb pe mine, te întreb și eu pe dumneata. Ce funcție ai dumneata? Ce funcție sau ce studii? Nu, ce studii și ce funcție? Ce studii? Eu sunt medic. La ce spital lucrați? Nu lucrez la niciun spital. De ce? Da. Cum de aia? Da, nu e nimic de capul dumitale dumneavoastră. Nu e nimic de capul dumitale. Dom'le, ce faci dumneata la Constantinescu? Ce ai făcut la Constantinescu? Ce ai făcut la Constantinescu dumneata? Eu am fost directorul de cabinet al președintelui României. Dom'le, dumneata l-a învățat pe Constantinescu să rupă trup. Eu am fost director de cabinet. Când ce trup din țară, domnule, nu mai vorbim. Dom'le, când ați dat pe timp de pace insula șerpilor cu bogăția de petrol de dedesubt, dumneata l-a învățat, dom'le, că așa spune. Dom'le, nu mai vorbi prostii, dom'le. Da? Cine a dat insula șerpilor, dom'le, că nici acum nu e. Ce vorbești, dom'le? Dumneata cu... Hai să bați câmpii. Cu Constantin, stai un pic, da? Dom'le. Ce problemă ai cu medicina mea? Dom'le, unde erai dumneata când s-a furat țigareta? Dom'le, țigareta, când ați făcut șmecherile cu țigareta. Șmecherile l-au făcut colegi de-ai dumitale, milițieni, iar șmecheri. Erai în aeroport, dumneata. Dumneata era în coada aeroportului. Dumneata, ești tot tâmpit. Unde e copilul lui Constantinescu? Dacă spun eu unde e copilul lui Constantinescu? Poți să-mi arunci tot felul de prostii. Dom'le, unde e copilul lui Constantinescu? De ce a plecat a doua zi după ce au pierdut alegerile în străinătate? Unde au dus banii? Unde sunt banii dumitale și al copilului lui Constantinescu? Dom'le, unde sunt banii care ai luat dumneata cu copilul lui Constantinescu? Unde? Cu ce trăiești? Cu ce trăiește copilul Constantinescu și unde? Unde, domnule? Ce bani a luat? Dă-mi un răspuns. Unde trăiește copilul Constantinescu? Stai din gură și îți dau răspuns. Tăceți. Nu tăceți. Tăceți din gură. Dar vorbiți, tăceți. Taci, că vorbești mult și prost. Unde am fost eu la țigareta? Da. În coada cui aeroportului? Da. Așa ai spus, nu? Da, da. Și eu ți-am spus că ori ești tâmpit, ori ești cel mai mare mincinos. Da? Domnule. Și acum spune-mi dumneata ce ești, dacă ești tâmpit sau mincinos. Eu vorbesc acum, nu dumneata. Eu când am fost țigareta, eu eram la Antalya, în vizită oficială cu președintele României. Asta e șmecheria, așa se fac șmecheriile. Cu președintele României. Așa se fac șmecheriile. Îmi spui mie că eu am fost pe aeroport. Eu îți spun că eu ați fost pe aeroport în afacerea țigareta? Ai fost implicat în... A existat un pușcăriaș... Tăceți puțin. Domnule, dumneavoastră ați fost implicat. Da, vă rog să păstrați, politicile. Eu sunt implicat. Unde sunt banii după țigară? Unde sunt banii din șmecherile care le-ați făcut în țară? Unde sunt banii de la Rom Telecom, că ați vândut Rom Telecom-ul? Dumneata, Zoe Petre și Constantinescu, unde sunt banii? Șeful dumitare unde de partid. Sunt banii? Șeful dumitare de partid pentru declarații de-astea mincinoase pentru minciuni de-astea ordinare. Față de voi. Și ea deja condamnare în proces cu Emil Constantinescu și cu Zoe Petre și cu Dorin Marian. Păi dacă acum vrei... citești din presă, citești și eu din presă. Păi citești tâmpenile din presă. Domnule, stați un pic, domnilor. Domnule, numai o secundă. Rom Telecom, de ce l-ați privatizat în dauna populației țării? Ce populație, domnule, termină cu tâmpenile asta? Ce l-a privatizat, domnule, în dauna populației? Dumneata și dumneata da, unde te și cu Zoe Petre. Asta ați făcut. Bun. Unde sunt banii din Rom Telecom? Ce bani? Spaga care a dat-o unde? Spaga care a dat-o unde? Stați un pic. Colegii tăi de parte nu mie. Doar să nu spui mie că am luat spagă. Domnul Civic, rușine. Domnilor, domnilor. Ce spagă, domne? Domnul Dragomir. Bun, stop. Cu care te lupți tu. Bun, stați un pic. Domnul Dragomir. Unde e copilul acum? Am răgușit, deci stați un pic. Dar nu deci, ți-e rușine să nu se spui atâta. Întrebările se pot pune fără atât. Dar nu se pot pune în primul rând asemenea lucruri. Dar de ce? Sunt niște acuzații, trebuie să vedem acum de o parte și de alta. În timp de pace se poate să pierdem insula șerpilor și tot bazinul petrolifer? Domnul Dragomir. Să pierdem o avere incomensurabilă a României? Unde sunt? Unde e șpaga care ai luat-o? De 2 bani, domnule. Unde e comisionul? Unde e comisionul? Nu ți-e rușine, vorbește Corleone, șeful mafioților, îmi spune mie de șpagă, dar nu ți-e rușine. Da, spune și dumneata, ce șpagă am luat-o de costul vieții? Asta este. Uite șpăgile și uite șmecheriile pe care le faci. Uite șpăgile pe care le luai, că aduceai blugi și cafea. Dom'le, dacă nici cu acte dumneata nu ești în stare să pricepi. Dom'le, dacă dumneata nu ești în stare să pricepi cu acte, nu-i nimic de capul dumneata. Și după aia ardeai actele, ca să nu-ți se prindă la contabilitate. Eu n-am furat de la nimeni, n-am fost la putere, n-am nenorocit țara cum ai nenorocit-o dumneata și cu Constantinescu. Lasă tâmpenile astea. Ați privatizat, ați vândut fabrici, s-au vândut fabricele la fier vechi. Domnul Dragomir, domnul Dragomir, sunt acuzat. Dacă spui o prostie de 5 ori, nu devine adevăr. Tot o prostie. Stați un pic, de o parte și de alta acuzațiile sunt foarte grave. Eu mă bucur că... Sunt demențe, nici măcar nu sunt acuzații grave.
Păi sunt știu, demențe. Nu, domnule, să poți să vorbești la... așa fără stai. Domnule, unde e copilul Constantinescu acum? Lasă-l, domnule, pe copilul Constantinescu. Și de ce te duci dumneata des acolo la el? De ce te duci? Unde de ce bani? Duc eu, la el. De unde cheltuie banii Constantinescu? Unde mă duc? Domnule, de unde cheltuie banii copilul Constantinescu? Unde mă duc eu? Spune-mi, publicul, unde copilul Constantinescu? Dar nu știu, nu-i treaba mea unde e copilul Constantinescu. Minți! Iară minți! Domnule! Ce afaceri, domnule, nu e sănătos. Dar de ce nu vine să... chiar nu e sănătos. De ce nu vine să lucreze în țara asta? Dar lasă-l în pace să lucreze unde vrea, ce o să... păi lucrează cu banii voștri acolo. Lucrează. Care a făcut șmecherii ce în țara asta? Dar stați bine, dar unde e, stați bine, de ce e atât de, unde e... Ce problemă are, unde e copilul Constantinescu? Dar stați bine, dar știi ce, lasă-l cu copilul Constantinescu. Știe că are afaceri cu el, n-a mai venit în țară, banii care i-au făcut împreună, îi cheltuie acolo. E o acuzație la fel de gravă, domnul Dragomir, care o face și domnul Ciuvică cu... Nu fac nicio acuzație. Nu, cu balas, cu pe care nu le demonstrez. Eu vă aduc hârtii pentru acuzații. Nu, domnule, eu v-am răspuns cu documente. E mai rău ca Vadim Tudorel. Nu puteam să-mi imaginez că poate să existe un om care să spună mai multe nebunii pe minut decât Vadim Tudorel. L-am văzut pe Vadim Tudor. Este un om deosebit de deștept și și-a ales lângă el oameni deștepți. Ca dumneata așa. Constantinescu a nenorocit țara, are lângă el oameni ca dumneata. Asta e diferența. Da, da, vorbim și... Da, da, știți cum e, de o parte și de alta se aduc acuzații fără... care sunt generale? Că s-a vândut țara, nu, 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 parte că... și de alta. Eu am adus acuzații foarte concrete. Și eu am, eu am demontat. Da, da, iar dumneata nu-mi răspunde. Acuzațiile astea cu tâmpiți sau nu știu, vă rog să le păstăm. Domnule, niciun comision, hai, domnule, fii serios, domnule. Păi cu ce bani cheltuiți voi în străinătate? Dar ce bani, domnule, de câte ori am fost în străinătate? Hai de mine și de mine. Eu stau într-un apartament de două camere. Asta e șmecheria. Ce șmecherie? Așa s-au făcut marile averi și după a ieșit la suprafață. Dar cine a ieșit? Ce stii suprafață? Căutați aceea la Armagedon 2 și toate dulapurile și de la mama de acasă și de la mine doctor, și n-au găsit nimic. Dacă ești doctor, cum îți permiți dumneata să vii să-mi spui atâmpenii? De ce nu te-ai dus să lucrezi în medicină? Că nu vreau eu să lucrez, lucrez unde vreau, nu dau dumneitale vorcoteala. Vila, domnul Dragomir, aveți o acuzație clară pentru domnul Ciuvică, pentru că astea sunt generale și... Dar nu are rost, astea sunt nebunii. Sunt discurs politic și așa mai departe. Nu e discurs politic, domnul Moraru, hai să fim serioși, că există discurs politic. La Spitalul Nou, de balamut. La Spitalul Nou, ascultați-mă ce vă spun. Ce să vă ascult? Și dacă mergeți amândoi, tot eu câștig. Dacă mergeți amândoi, cum adică? Cu mine, dacă mergeți acolo cu mine, tot eu câștig. Să vă spun de ce, pentru că eu toată viața m-am ferit. Și tratament, asta câștigați. Domnul Ciuvică. Bun, haideți. Domnule, dumneavoastră, încă o dată, zău vă laud. Nu-i nimic de capul dumneavoastră. Bun, nu, și e păcat. Ai idei puține și fixe, dumneavoastră, domnule Dragomir. Da, în ceea ce fixe, domnule, de fiecare dată. Ai spus de când a început emisiunea asta de o oră. Ascultați-mă ce vă spun. Pui 4-5 tâmpenii și le repeți în continuu. Păi ce să-i spun, domnule, când te întâlnești cu un om, cu un domn, îi spui domnule. Când te întâlnești cu un porc, îi spui porcule. Când te întâlnești cu un tâmpit, îi spui tâmpitule. Eu ce care? Dar oricui poți să-i spui ceva inteligent, domnule. Oricui, dacă stai cu cineva merită, de vorbă, domnule, dacă merită. Dumneata nu meriți nimic în momentul când m-ai atacat pe mine, domnule. Tâmpenii nu spui, indiferent cu cine vorbești, domnule. Domnule, stai un pic. Deci când ai vorbit dumneata cu porcul ăla, dumneata la țara acolo, nu cred că poți să-i spui tâmpeni. Stai un pic, stai un pic. Și porcul ăla te înțelege. Stai un pic, stai un pic. Și ăla mă înțelege. Deci din acest moment, dacă mai pomenim o dată, opresc emisiunea. Nu mai vreau adus să vă jigniți. Sunteți doi candidați la primăria capitalei până la urmă. Și domnul Ciuvică și-a lansat candidatura. Dumneavoastră vă lansați candidatura mâine. Acum nu putem să stăm așa. Am zis o dată, de două ori, de șapte ori, dar tot porcule, tâmpitule. Luăm o pauză publicitară, revenim după aceea, dacă mai e cazul. Nu se poate.